Astăzi vom cumpăra cele mai ieftine produse de pe Fiverr. Vom intra pe Fiverr unde o să căutăm produse care ne interesează personal, după care le vom filtra după preț, iar cele mai ieftine produse vor fi comandate de către mine. Hai să trecem la treabă. Salut, eu sunt Denis și bine v-am regăsit la un nou clip. Vreau să căutăm niște oferte și să vedem ce am putea să luăm de pe Fiverr care să fie foarte, foarte ieftin. Văd că prețul minim este de 4,65€. I will create an animated Twitch overlay. Hai să vedem ce vrea să facă băiatul ăsta. Mulțumim. Hopa, avem aici ceva ce ne-ar interesa. Băiatul ăsta desenează mascote pentru 4,65€ de bănuți. A, deci pentru 4€ nu primim nici culoare, nici full body. Nope. Hai să ne uităm în most popular gigs. Ok, l-avem aici pe Jesus, cred că l-ați văzut în multe clipuri. Aparent nu găsim nimic la Most Popular Geeks care să fie interesant. Băiatul ăsta din păcate are numai 4 review-uri, dar are 5 steluțe. Nu m-aș băga, adică ce faci? Nu, mulțumesc, ok, o să mergem pe altceva. Am găsit un Stinger Transition pentru YouTube Gaming. Practic este o tranziție între scenele de la OBS, adică, de exemplu, dacă vrei să treci de la scena pentru gameplay la scena principală, tranziția dintre ele poate să fie efectiv doar un cut care să fie... sau anumite tranziții custom. Și băiatul ăsta face mai multe tranziții sau probabil are template-urile deja făcute și el doar spune logo-ul și atât. Dar mi se pare destul de interesante, adică uite, de exemplu, și asta e foarte, foarte interesantă. Asta voiam să zic, asta e foarte interesantă. Care mi-a tras atenția a fost asta. Deci îmi place destul de mult. Și ne oferă o singură tranziție, Full HD, 1080p, plus custom colors, plus sound effects. E tot ce avem nevoie. Pentru că nu avem un logo al canalului și poza de profil nu e o idee bună, am intrat în Photoshop și am încercat să fac ceva care să arate cât de cât a logo. Da, cam asta ce a ieșit. Nu m-am chinuit foarte mult la el, dar pot să spun că sunt destul de mândru de el, adică mi se pare destul de drăguț. Continuă. Am plătit serviciul, acum trebuie să vedem ce să facem, pentru că n-am comandat în viața mea chestii de pe Fiverr. I-am băgat la băiat logo-ul cu GG cu PNG și am băgat și PSD-ul ca să poată să editeze el dacă vrea să editeze ceva. I-am scris și ce opțiune vreau și o să-i dăm start order. Sunt foarte, foarte curios să văd dacă pot să fie treaba. Ok, deci trebuie să o primim în 18 noiembrie la ora 22:25, este ora 22:25, 17 noiembrie, deci mâine la ora asta trebuie să avem tranziția făcută și să fie totul bine. Am găsit aici o chestie super interesantă cu The Rock, Dwayne Johnson. Efectiv este The Rock care ne arată anumite chestii și noi putem să punem ce vrem noi acolo. Așa că da, noi o să facem o chestie destul de interesantă, adică îl vom pune pe The Rock să vă spună să nu uitați să dați un follow pe Instagram, să nu uitați să dați un subscribe pe YouTube. Frăzării mei, am terminat și ceea ce trebuia să fac pentru pancarta pe care o să țină The Rock. Cam asta o să scrie pe prima pagină. Cine vrea să arate ca mine, trebuie să se aboneze la Denis Visi pe YouTube și să rupă butonul de like. Și am pus o poză cu el. Și a doua este și să dea follow pe Instagram, Denis Visi, ca să nu rup mai ou de pe mine. Gen... mi se pare interesant, dar cred că ia o chestie mișto, adică mi se pare destul de drăguță ideea. Bun, și o să urmez de acum să comandăm chestiuța asta, așa că îi dăm continuă tu checkout. Practic cele mai ieftine servicii pe care le găsim pe Fiverr sunt de 6,76€. I-am scris ceea ce vreau pentru fiecare, pentru că am văzut că din păcate îl pot să trimit fără. Îi dăm start order. Deci cam astea sunt comenzile pe care le-am făcut pe Fiverr. Știu că sunt doar două, știu că sunt foarte puține, dar sincer nu am găsit absolut nimic care să mă avantajeze, care să, nu știu, să fie worth it, adică care să merite să plătesc pentru ele. Stinger Transition-ul ăla chiar mi-a trebuit. Chestia asta cu The Rock este din nou utilă pentru că aș putea să o folosesc chiar și în videoclipuri și chiar și pe live-uri. Dar dacă vrei și partea a doua din comand cele mai ieftine servicii de pe Fiverr, puteți să îmi scrieți în comentarii și să rupeți butonul de like și dacă văd că vă place, o să facem și o parte a doua. Astăzi este 23 noiembrie 2021. Din păcate nu am reușit să filmez fix când am primit produsele. Le-am primit fix în dimineața următoare, deci oamenii au fost foarte, foarte prompți, au livrat chiar înainte de termen, ceea ce mă bucură. Și hai să vedem ce au făcut oamenii noștri. Ce avem noi aici? You're the best boy. Hai că da. Văd că băiatul ăsta are și un script aici, deci da, e șmecher și aparent am primit și un free gift. Frumos. Frumos, nu m-am așteptat la un free gift, mulțumim Motion Club, chiar îți mulțumim pentru gift. Bun, hai să vedem ce avem noi aici. Prima tranziție. Mamă. Ok.
Ok. Văd că l-a editat puțin pentru că l-a făcut 3D, foarte șmecheră din partea lui, dar văd că aici nu a ieșit destul de bine, adică dacă vă uitați un pic, cam ia să zicu de aici. Da, de aici e un pic cam transparent, e PNG, gigicul nostru. Oricum, nu cred că se observă chiar așa de mult. Oricum, mișto tranziția. Hai să vedem și free gift-ul pe care l-am primit. Băi, ești nebun, îmi place mai mult decât ce am comandat. Wow, asta se vede chiar bine, adică n-are nicio treabă. Asta alt e un pic mai șters aici, dar da, merge, e mișto. Mulțumim pentru serviciile tale. O să mai apelăm la tine dacă o să mai avem nevoie de un Stinger Transition. Și hai să mergem la următorul de Vitalis 81, care ne-a făcut acest video și acest GIF cu The Rock, așa că hai să-l vedem. GIF-ul probabil nu are niciun sunet, da. Wow, a ieșit mișto. Bine, eu mă referam să pună pe tot, probabil nu poate sau atare green screen-ul, dar mișto, ok. Să vedeți și sunet. Ok. Deci vreau să faceți și voi ceea ce scrie la The Rock pe pancardă, deci chiar vă rog, adică nu vreți să rupă mai eu de pe el, adică să fim serios. Aceasta a fost și comanda de la Vitalis 81. Da, mulțumim lui The Rock și mai ales lui Vitalis că ne-a editat acest videoclip. Probabil o să-l folosim pe live-uri și nu numai. Deci da, mulțumim Vitalis. Sincer să fiu, nu aveam mari așteptări de la aceste servicii, având în vedere cât costă, dar îmi plac, adică chiar au ieșit niște chestii ok. Chiar dacă oamenii aveau niște preseturi și au modificat doar numele sau ce era scris pe tablița aia de la The Rock, efectiv au fost niște chestii ok. Pentru banii aceștia nu puteam să cer mai mult, așa că da, pot să mă declar mulțumit de ce am primit. Frățiorii mei, cam ăsta e videoclipul, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, de subscribe și poate de share pe Instagram story ca să vadă și prietenii voștri, să nu uitați să dați un follow pe Instagram la Denis Visi și fraților, noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Așa că multă baftă. Salut.